Costume naționale, șezători cu mămăliguță și colacii mirilor, expoziții, melodii și dansuri populare încinse de elevi pe scena din orașul Râbnița. Aici a fost dat startul ediției a doua a Festivalului de Dans Popular, ce promovează cultura diferitor etnii care locuiesc în regiunea transnistreană. Evenimentul se desfășoară în mai multe localități din stânga Nistrului. Potrivit organizatorilor, evenimentul va nominaliza participanții pentru cea mai bună interpretare a tradițiilor etniilor din regiunea transnistreană și are drept scop identificarea și promovarea talentelor, dezvoltarea culturii, promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare. Сегодня мы в средней школе номер 9 еще раз рады видеть всех вас на втором туре республиканского фестиваля «Золотые розыгрыши» в номинации «Традиции народов Приднестровья». Данный фестиваль проходит с целью и выявления творческих способностей учащихся и развития культуры своего народа, обычаев и традиций. Ediția din Râbnița a întrunit participanții ale instituțiilor de învățământ din oraș și raion, care și-au demonstrat maestria dansului popular. Unii au prezentat tradiții de șezători, alții obiceiuri de întâmpinare a oaspeților. Pe scena din Râbnița, elevii au vorbit mai multe limbi. Elevii din satele raionului Râbnița au adus în scenă tema cuptorului, servirea bucatelor moldovenești, ucrainești și ruse. Mamă, inima mă doare, lasă mâna șezătoare, șa-l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 a
Dacă participanții din Ghidrim au venit cu o șezătoare cu ghicitori și cei din Beloci au trezit spiridușii conform tradițiilor ruse, atunci școala internat din Popenchi a venit cu o sărbătoare, iar cei din Voroncovo au adus în scenă obiceiuri ucrainești de coacere și servire a colacului mirilor. Școala din Mihailovka a pregătit o șezătoare moldovenească. Nu au lipsit nici bucatele tradiționale moldovenești, mămăliga, plăcintele și hora din Moldova. Elevi din școlile orașului Râbnița și talente din peste 10 sate ale raionului au evoluat în cadrul festivalului. La eveniment a fost deschisă o expoziție la care au fost expuse diverse articole de artizanat. Cei mai activi participanți vor fi desemnați să reprezinte raionul Râbnița în cadrul ediției finale a festivalului, care va avea loc pe 11 martie. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.